Înălțarea Sfintei Cruci se sărbătorește în fiecare an pe 14 septembrie. Spre deosebire de alte praznice împărătești, înălțarea Sfintei Cruci se serbează cu post pentru că aduce aminte de patimile și de moartea Mântuitorului Iisus Hristos. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci are în vedere două evenimente din istoria Bisericii. Primul este aflarea crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos și înălțarea ei solemnă în văzul poporului de Patriarhul Macarie al Ierusalimului la 14 septembrie 335. Cel de-al doilea moment este aducerea crucii de la Periș în anul 629, în timpul împăratului bizantin Heraclius. Deasupra Sfântului Mormânt și în apropierea locului unde a fost găsită Sfânta Cruce, Sfinții Împărați, Constantin cel Mare și mama sa, Elena, au zidit Biserica Învierii Domnului, sfințită la 13 septembrie 335. A doua zi, la 14 septembrie, Patriarhul Macarie al Ierusalimului a arătat din nou de pe anvolul bisericii Sfântul Lemn al Crucii Răstignirii, pentru ca toți cei de față să-l vadă. De atunci, această zi a rămas definitiv ca sărbătoare a înălțării sau arătării Sfintei Cruci. Iubiți frați, astăzi prăznuim înălțarea Sfintei și de viață Mântuitoarei Cruci, a crucii pe care Mântuitorul Hristos s-a răstignit, a pătimit pentru noi și pentru mântuirea noastră. Crucea, care în vechime era un obiect de tortură, pe care erau torturați cei mai mari criminali ai vremii, iată că prin răstignirea Mântuitorului Hristos a devenit simbolul biruinței asupra morții. Se spune că de înălțarea Sfintei Cruci nu este bine să se mănânce usturoi, nuci, pepene sau prune. Miezul acestora se aseamănă cu Sfânta Cruce, așa că este de evitat pentru a nu atrage răul. Tot marți, pe 14 septembrie, pe la sate se crede că șerpii încep să se retragă pentru a hiberna până primăvara următoare. Însă, înainte de a o face, ei se strâng mai mult, se încolăcesc și formează o mărgică numită piatra nestemată, care este utilizată pentru vindecarea tuturor bolilor.